Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la cel mai special episod de când am făcut eu canalul ăsta de YouTube, guys. Nu este niciun fel de clickbait, guys. Tocmai ce mi-am lansat propriul joc. Ori ați auzit foarte bine. Însă, înainte să înceapă acest videoclip, am puține precizori de făcut. Înainte vreau să vă rog să apăsați butonul de like, să facem 10.000 de like-uri la acest videoclip și să anunț și abonatul episodului, care este Cătă the Best, care a scris un comentariu literă cu it, respectiv o singură literă pe comentariu, cuvântul frăția, lucru pe care trebuie să-l faci și tu dacă vrei să apară în următorul meu videoclip. Guys, astăzi este marea zi în care eu mi-am lansat propriul joc horror, care are două denumiri, odată 666, ha-ha-ha, sau Hacky Deep Web Horror Game. Ideea înainte, vreau ca să se zeagă toată ziua. Momentan jocul nu este, este pe Magazin Play, însă nu o să-l găsiți la search, tocmai de aceea v-am lăsat un link în descriere, deoarece jocul nu este foarte popular, așa că vă rog să vă duceți pe linkul din descriere de la search după ce terminați clipul și să intrați acolo să dați review-uri bune, ca după când îl căutați Hacky Deep Web Horror Game, cum aveți acolo în descriere, dacă îl căutați așa, o să vi-l găsească pe Magazin Play și o să vă jucați, guys. Ok, haideți, guys, să începem. Mă vă zic de acum cum este jocul. Și totodată vreau să vă zic că este varianta beta a jocului și că are două mari buguri și de care o să vă atenționez. Odată, niciodată să nu apăsați pe tabul de opțiuni când sunteți în joc, pentru că o să vi se buguează joystick-ul, și totodată să încercați cât uși mai puțin să dați dublu click, pentru că în cazul în care sunteți noi pe joc o să vă dea reclamă, este ceva anti-bot, așa că să încercați să nu dați dublu click, că nu vă ajută cu absolut nimic, pur și simplu. Doar să mergeți așa, guys. Este un joc ceva Granny Marius Iancu Edition, adică este ceva un Granny, însă mult, mult mai evoluat, și o să vă zic imediat și de ce, guys. Chiar acum suntem în joc, după cum suntem de mult în joc, 666, ha, 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 a game for Marius Iancu, guys, ne-am luat aici căștile să ne jucăm. O să dăm new game, guys, o să vă zic, deci vă zic o chestie pe care cel mai probabil mulți nu o să o credeți. Eu nu știu să mă joc jocul ăsta, adică mi-a zis developerul că ar trebui ca eu să-mi dau seama, eu clar nu o să termin joc, clar nu o să fac absolut nimic, pentru că nu m-am jucat, că nu prea știu nimica, însă vă las pe voi, ca să vă zic o idee cum este jocul, pur și simplu, o să fiți într-o cameră, o să trebuiască să faceți o șmecherie pe care o să vă arăt eu, o șmecherie pe care trebuie să vă arăt eu ca să ieșiți din acea cameră. Iar după chestia asta, după ce ați făcut și șmecherile și toate lucrurile astea, trebuie să găsiți mai multe obiecte ca să spargeți anumite uși și că, după ca să evadați din casa lui Hacky. Povestea jocului e că eu, voi sunteți Marius Iancu în momentul de față, eu am fost răpit de un băiat de pe Deep pentru că am accesat internetul ascuns și trebuie să scap din casa lui în care m-a răpit. Ați auzit foarte bine, foarte șmecheră povestea. Ok, guys, am intrat. 5 lives left. Deci am zis, guys, este un fel de Granny. Bun, am ajuns aici, guys. Bă, ca să înțelegeți cum merge treaba asta, deci stau puțin să-mi dau și telefonul pasament pentru că sunt foarte, foarte excited. V-am zis, guys, să aveți grijă la dublu click, că vă dau, o să vă dea anumite reclame, numai că sunteți la începutul jocului, după n-o să vă mai dea. Reclamele apar undeva la 3-4 minute. Ok, guys, deci noi o să mergem aici la ușa asta, așa, să încercăm să o deschidem. Deci aici m-am trezit eu am fost răpit de cineva de pe internet ascuns și aici m-am trezit. Ei bine, dacă noi o să mergem și o să încercăm să deschidem ușa, mergem aici, pac, dăm, nu o să meargă, nu merge să deschidem ușa. Guys, uitați-vă aici tablou cu mine, cu ochii ăsta, mă vedeți aici, țac, pac, frumos. Și acum vă întrebați, bă, Marius, cum deschidem ușa? Există două posibilități cum să deschideți ușa. Deci vă duceți, guys, aici, aveți o masă, trebuie să-l ademenim pe ăla ca să vină, da? Deci asta e singurul lucru pe care vi-l zic, singurul lucru pe care știu și eu. După mai știu o mică chestie, însă nu știu dacă e adevărată. Deci avem aici, guys, două obiecte, o farfurie și o de-asta. Care este schema? Luăm astea, luăm, de exemplu, asta, și o să arunc. Mamă, ce m-a speriat. O să o aruncăm, iar după trebuie să ne ascundem sub pat sau un dulap ca să vidă ăla, să vadă dacă e ceva suspect. Eu o să arunc asta, o să mă ascund sub pat, băiatul nu o să mă vadă și o să se ducă. Din păcate are rute random, adică, bă, într-o fel și de puțin noroc dacă dai nasul în ascuns, știi, pe la urmă, că e o casă foarte, foarte mare. Noi acum, guys, trebuie să-i dăm drop. Am aruncat, auzit, mergem rapid jos aici la pat. Mergem țapa și intrăm în pat. Mama, și intra la fix. Uitați-l, guys, el este Hacky și de asta trebuie să fugim. E fix ca și Granny, v-am zis. Cei care au jucat Granny o să poată să facă, însă v-am zis, nu știu unde sunt itemele. Din câte știu eu, din câte m-am jucat eu, nu mai a zis developerul, nu știu dacă e adevărat. E undeva aici pe dreapta, e un, cum îi zice, un ciocan cu care trebuie să spargi ceva jos de la substanță. Nu știu dacă e adevărat, eu asta, cam asta mi-a lăsat mie minte. V-am zis, eu nu m-am jucat Granny, abar nu am, hai să ieșim, guys. Și să mergem să încercăm să luăm ciocanul ăla, bro, dar să nu dau față în față cu el. Aici dacă dai față în față cu el, ești cam mort. Hai să mergem aici frumos. Eu acum sunt pe emulator, de aia nu pot să mă mișc destul de bine. Vă să vă puteți. Oh, am picat jos. Ok, deci v-am zis, guys. Aoleo, fix la asta, bă, care erau șansele, bradere. Deci vedeți ciocanul ăla din mijloc. Deci v-am zis că există și ca Granny, și la Granny cred că pici acolo jos. Deci mama, am picat, care erau șansele. Bun. Mai 4 vieți avem, guys. Ok, am picat aici jos.
Așa era și la Grenin, dacă nu mă înșel, băieți. V-am zis, este un Grenin varianta Marusian cu lune. Asumăm niciun drept. Povestea este originală, însă... Uite-l, mă. Bă, iară m-a luat, bă. Deja am zis, eu nu sunt deloc bun la jocul ăsta, n-am nicio treabă. Guys, deci trebuie să mă duc undeva. Deci, fii, hai să vă arăt prima dată harta. Deci, ce vreau eu să fac? Hai să vă zic ce vreau eu să fac. Dar cred că asta e tot aici rămâne, nu? Hai să vă zic ce vreau eu să fac. Vreau să mă duc jos aici în stânga. Hai, merge rapid. Nu prea știu să... Uite-te, mă, băi. Când am zis că merge rapid, eu nu știu să joc ăsta, bratre, și mă omoară. Bă, sunt așa de slab. Nu că aștept. Nu că aștept. Nu că jucam tryhard acum. Gata, că deja m-am enervat. Mă bag supat. Bagă-te supat. Că la tot pe acolo vine. A, mă, bagă-te supat. Așteptăm, guys, să vină Shao. Și vedeți acolo în față la stânga e o ușă unde te duce undeva la un subsol unde sunt ceva pancarde puse. Și trebuie să iau un ciocan, din câte cred eu, și să spar chestiile alea, însă nu știu cum. Ciocanul undeva prin partea din dreapta, cred, nu sunt sigur. Deci v-am zis, deci eu sunt singur om care nu poate să facă jocul lui. Deci sincer, v-am zis, n-am nicio treabă cu jocul ăsta. Și m-am jucat că n-am nicio treabă. Voi aveți treabă, vă zic sincer. Link-ul în descriere să-i dați download. Ok, cred că Shao e tot acolo. Trebuia să fac o diversiune, mă, n-am gândit-o bine. Trebuia să iau un farfurie și să arunc pe jos, însă nu pot să bâși că sunt pe emulator. Ok, guys. Bun, am ajuns aici jos. Deci aici jos, guys, aici, din câte știu eu, nu știu dacă sunt sigur sau ceva de genul. Hai să mergem. Aici jos. E o intrare și la dreapta trebuie să fie o ușă. Uitați, vedeți? Ușa asta, uitați ce și tablourul cu mine. Și aici cred că o să fie un... Aici cred că ar trebui să fie unde asta, un ciocan. Undeva pe aici. Nu e. Na, și guys, trebuie să găsim un ciocan, cred, ca să spargem chestia asta. Nu sunt sigur, însă asta cred că trebuie să facem. Pentru că dacă dăm așa, să putem să spargem și așa, ia. Să vedeți că nu putem să facem nimic aici, numai vezi dacă mai avem un ciocan. And of course, Marius Ianco. Și acolo, guys, sunt toate chestiile astea cu băieții care au filmat jocul de care v-am zis. Și asta s-a apărut în jos. S-a apărut în joc, vedeți, sac, pac. Bun. Acum, guys, ce trebuie să facem? Noi trebuie să supraviețuim. Ne uităm pe aici să vedem dacă ai vreun gabor pe aici, țac-pac. Ne uităm, guys, de acel topor, ăsta, ciocan. Însă vă zic, ciocanul e part din dreapta și pe acolo mișună tovarășul nostru. Și nu știu ce să fac, guys, deja bar n-am ce să fac, stați. Să mergem aici frumos. Hai, da. Deci hai să o dăm, vedeți? Eu n-am dat dublu click deloc din greșeală și nu mi-a dat nicio reclamă. Numai la început mi-a dat o reclamă, să n-ați văzut-o pe voi. Deci v-am zis, să nu dați dublu click, am asta. De la început o să vă dea câteva reclame, dacă dați dublu click sau dați așa mai multe click-uri. Ok, guys, o să încerc să fac o schemă, să deschid ușa, să văd dacă e și după să închid ușa, dacă e. Nu văd pe nimeni. Ok. Uitați aici, guys, poze cu mine. Sânge prin toată casa. Cred că aici e. Na. Mă pot ascunde în cufăr. Pot să mă ascund aici. Da. Ok, hai să ne uităm, guys. Poate trece pe aici, vreau. Că dacă, bă, ne-am uitat peste tot, înseamnă că tovarul și nostru e în camera aia, din câte știu eu, nu? S-o fi ca trecut, era în camera mea. Nu știu, bradărea. Mai aștept aici 10 secunde 20 de secunde să văd dacă iese de acolo, dar la norocul meu nu o să iasă, bro, și mă așteaptă acolo, na, și acolo trebuie să mă duc să iau toporul, știi? Deci m-am zis, e foarte, foarte naș, eu nu știu cum să mă joc jocurile astea, poate voi știți. Ok, hai. Uitați acolo, guys, vedeți? În coda aia. Vezi ușa de la casă? Uitați aici, guys, o poză cu mine, uitați-vă și aici. Ne vedem aici, avem o lanternă, gen. După care tovarășul poate să ne detecteze. Ai, bă! Am scăpat. Mamă, nu ne-a prins, nu? Ne băgăm rapid aici. Ăla sta acolo, mă, și șuna acolo, mă, ca fraierul. Cum ajung eu acolo, bradere? Cum ajung, bradere? Deci caracterul, vedeți, băieți, că nu o să vă ajute deloc, adică... Cred că în momentul în care știi unde vreți să mergeți acolo, se oprește, gen, adică trebuie să fiți foarte... Oh, Balu, uite-l! Bravo, 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 bun, bradere, du-te, 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 s-o dus în stânga.
Cred că s-a dus, da, bun. Hai, ba. S-a dus în stânga, bun. Hai să mergem noi acolo rapid. Opa, mă găsesc aici și o tursă medicală, țac, pac, însă de unde, din câte știu eu, pe aici trebuie să fie un ciocan prin sertarele astea, dar nu știu, sigur, unde. Trebuie să fie un ciocan pe aici, bă, băieți, vă zic că trebuie să fie un ciocan, ca așa mi-aduc aminte. Am luat o ciocană în mână. Ia uitați-vă și pe aici puteam să intru. Aici cred că e ciocanul, da? Nu, ba da, aici, aici trebuie să fie. În ăsta. Aha, eram sigur, bun. Deci aici ca ai zis ciocanul, nu știu ce să facem mai departe. Am luat ciocanul, bun. Acum trebuie să avem grijă, guys, știi? Nu, nu știu dacă putem să o dăm cu el. Mi-e vorba de ciocan. Să avem grijă. Să vină înapoi Gaborul. Gen, uitați-vă, guys, acolo poza mea de profil de pe YouTube. Ai. Hai, mă, să o dăm. Țac. Ai, să mă arbeți, că am dat-o. Da, bă, băieții, bă, n-am nicio treabă cu jocul ăsta, bă, v-am zis, bă, puteți voi juca, să vă jucați voi în cazul în care ați filmat acolo, ați văzut și v-ați făcut și numele. Ăsta a fost jocul, guys, vă duceți să descrie, vă rog eu să-l descărcați și totodată să dați download, să dați recenzii bune ca să urce în top. Eu am fost Marusian cu jocul, se numește 666, ha-ha-ha, sau Hacke Deep Web Horror Game, aveți link în descriere. Vă mulțumesc pentru tot, nu uitați să vă jucați jocul, hai, salut! Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu, sper că aveți o dimineață minunată și bine ați revenit la un nou episod la mine pe canal. Este un episod foarte, foarte special pentru mine, deoarece astăzi, guys, după aproximativ un an de la lansare, revin să mă joc propriul meu joc horror, respectiv Hacke Deep Web Horror Game. Da, guys, ați auzit foarte bine, astăzi ne jucăm propriul meu joc horror. Pentru cei care nu știu, eu am avut jocul ăsta horror, a fost făcut după întâmplarea pe care am avut-o cu 666 în decembrie 2019, ianuarie 2020. Ei bine, jocul acesta e conceput încă de pe atunci din ianuarie, chiar dacă a trecut mai mult de un an și ceva. În februarie s-a cam terminat și în martie s-a publicat pe Magazin Play. Adică din martie 2020, guys, voi puteți să aveți jocul pe Magazin Play. Se numește Hacke Deep Web Horror Game, după cum vedeți are 5000 de download-uri, guys. Este foarte, foarte mișto pentru că este un joc făcut pentru mine, like pe bune, după cum vedeți. You are kidnap, vedeți, ai poza mea. Ideea e că eu în joc în acest episod, vă zic, eu nu știu cum să mă joc jocul ăsta, adică nu prea am ăsta, o să încerc să vă prezint jocul, să mergem prin casă pentru că s-au adăugat foarte multe chestii noi de la primul episod pe care l-am făcut. S-a adăugat și o voce, bro, o voce de-a mea, să vedeți cât de mișto e la început, deci aia îmi place cel mai mult. Și hai să vă zic, vedeți aici avem About This Game, să vă zic despre ce este vorba. Ne spune aici că credeai că știi totul despre internet, de fapt nu știi. Se zice aici că banii, faima și adrenalina mi-au luat mințile, așa că m-am aventurat pe internetul ascuns și am fost răpit de către un YouTuber mai vechi care și el face episoade pe internetul ascuns. Ideea lui ăsta e că el vrea să mă vândă sau să mă omoare, gen ca, deci ori, da, deci vrea să mă vândă. Dacă cumva ce să evadez, el mă omoară. Am doar 5 vieți, bro, doar 5 șanse și totodată voi vă jucați din perspectiva mea. Adică eu sunt ăla cu care vă jucați, ce trebuie să fug de acolo. Să vedeți că băiatul ăsta e efectiv disperat după mine, are poze cu mine prin toată casa în ramă, poze cu mine unde n-am ochi. Adică, bă, vă zic eu că e super, super ciudat. Haideți să-i dăm un download, se numește Hacke Deep Web Horror Game. E un fel de Grammy, bro, v-am zis, gen. Adică, și totodată există o cheie secretă cum s-a activat jocul, e o combinație cum s-a activat jocul. Doar că numai în cazul în care v-ați mai juca jocuri d-astea, înseamnă că știți. Dacă nu, trebuie să vă uitați neapărat la mine pe canal ca să vedeți despre ce este vorba. Haideți să-i dăm open, că sunt chiar foarte, foarte excited să intru în jocul ăsta după atâta timp. Se încarcă, bro, și după cum vedeți, așa arată la prima vedere. 666 HAA, a game from Marius Iancu, created by Paul Conan Justin Ionuț. Acolo avem mai multe opțiuni. După cum vedeți, îl vedeți, ăsta este Hacke de aici, care tot îi se face lumina acolo, bro, bănuiesc că îl vedeți. Totodată, mai avem acolo o poză cu mine animată și o poză cu mine unde am ochii negri, bro. Adică v-ați dat seama că băiatul ăsta este foarte, foarte ciudat. Haideți, guys, să începem să ne jucăm. Ok, guys, am dat normal game, 5 lives left și uitați-vă la chestia asta. Mi se pare cel mai tare lucru posibil pe care l-am văzut vreodată la un joc. Uitați-vă la chestia asta. Salut, Marius. Salut, Marius. Bro, unde sunt? Mamă, cât de tare! Nu este important unde ești, dar ai intrat în casa mea. Toate mail-urile, tot ce ai primit până acum, au fost de la mine. Stai, ce? Nu era o farsă? Nu. Bro, cât de tare! E, și acum vei plăti. Trebuia să asculti ce ți-a spus. Și cu siguranță nu se ajunge. Mamă, cât de tare, frățiorul. Dar sunt nevoit să o fac.
Ce că e nevoie să o facă, ce să faci? Ok, asta nu înțeleg, cu el m-a pus, care el, bro? Că nu mai accesez niciodată internetul ascuns. Bro, cât de tare. Nu, te rog, nu. Na, bro, acum mi-a dat somnul și m-am trezit. Deci, băieți, acum trebuie să scap. Eu nu o să reușesc să scap, eu nu știu să mă joc jocurile astea. Voi cel mai probabil 99,5, 99,9. Toți sunteți mai buni decât mine la jocurile astea. Deci am zis că nu prea am ce să fac, bro. Deci după cum vedeți, suntem aici. Și băiatul ăsta e disperat de mine, bro. Adică uitați-vă că are efectiv un tablou cu mine aici. Bruce sau zic că vine el. Ok, iar acum, guys, hai să vă zic cum se activează jocul. Pentru că voi nu o să puteți efectiv să mergeți doar așa. Pentru că ușa aia... Mă umbră, dar ce știu să iau de mă sperie, bro, să nu intre la ușa aia este deschisă. Puteți să-l activați efectiv, gen, faceți gălăgie și vine el aici, bro, și după vă omoare și mai aveți încă 4 vieți. Dacă stați mult aici, cum stau eu momentul de față, s-ar putea să vină și să mă omoare. Însă mai există încă un trick, fiți atenți. Vă duceți aici, deci, bă, jocul meu, trebuie să mă credeți. Mergem aici, bro, și deschidem dulapul, da? Am deschis dulapul. După, luăm cana asta, bro, fiți atenți, luăm cana. Fiți atenți, luăm, vină mă, ia-o mă. Mergem aici, bro. Fiți atenți, dar cât de rapid putem. A scăpat cana pe jos și ne băgăm rapid în dulap, bro. Bă, cât de rapid putem. Hai mă. Și am închis dulapul. Bun, iar acum o să auzim ușa. Cum că el vine în cameră, fiți atenți. Am scăpat cana pe jos, acum el neapărat trebuie să vină. A, l-ați auzit, bro, s-a deschis ușa. Deci vine în cameră. Acum se uită, bro, oare unde-i băiatul ăsta și după fuge afară. Așa se activează jocul, așa se deschide ușa aia. Ăsta este singurul trick și singurul lucru pe care îl puteți învăța de la mine pe jocul ăsta. Pentru că după ce mai probabil o să mor și o să mă enervez, cel mai probabil. Doar că vreau să vă arăt cum e casa, să vedem ce s-a făcut. Ideea, sper să n-avem ghinionul, bro. Sper să n-avem ghinionul să dăm nas în nas cu el. Pentru că dacă am dat nas în nas cu el, ne-a bătut. Trebuie să fugim foarte, foarte rapid. Dar din câte știu, el alargă mai rapid ca noi, nu știu. Bun, deci să zicem că a plecat, dar ar fi trebuit. Așteptați, nu ieșiți instant, bro, așteptați puțin să plece. Suntem aici, bro. Acum, mare, mare atenție. Dacă, fiți atenți, deci în cazul în care că ce mai probabil o să ne prindă, aveți grijă, bro, aici, pentru că acolo o să picați în jos. Vedeți, e odaia pusă, o să picați acolo. Dacă nu sunteți atenți, țac, pac, 1, 2. Aveți grijă, bro. Hai să vedem unde este frățior. Uitați-vă, are poze cu mine, bro. Bro, vine după mine! Aoleu, bră! Deci, frate, ne-am dus aici în față. Bun. Totodată, dacă picați acolo în față, e foarte, foarte nașpa. V-am zis, pentru că acolo se pica aia. Bun, acum sper că băiatul ăsta e ocupat. Și ce zic? Hai să vedem. Doamne, te rog. Ok, hai să mergem în față, bro. Deci asta este living-ul lui. Uitați-vă cât de mișto e. Hai să ne ascundem, bro. Trebuie să vă ascundeți cât mai rapid. Deci vă zic, asta e mult mai greu ca greu. Bro, m-a prins e spatele meu. Nu, deci v-am zis, jocul ăsta e mult mai greu ca Granny. Deci e mult mai greu ca Granny. Pentru că, efectiv, asta merge peste tot. Deci asta era în partea dreaptă. Bun, acum hai să mergem pe partea stângă, să vedem. Dar o să încerc ceva, să văd dacă mergem instant, se întâmplă ceva. Dar dacă ne ia și de data aceasta, am o altă tactică care ne poate salva. Fiți atenți. Mergem aici. Bun, băieții, suntem la subsol. Nice. Deci am ajuns la subsol. Mamă, dacă dă nasă în ascuscări, e grabă situația. Bă, pe mine mă enervează foarte mult muzica aia. Bun, suntem la subsol, bro. Ce e aici la subsol, man? Bă, băiatul ăsta sunte ceva în subsol, man. Bro, care-i treaba cu băiatul ăsta? A, și vedeți, v-am zis, aici e un tapet. Și în cazul în care picam aici, eu picam aici și îmi rupeam piciorul și el venea să mă omoare. Știți, zic, adică nu-i combinație de ce se întâmplă. Hai să deschid. Bun, hai să vedem ce e aici, bro. Acolo, wow, sunt niște de-alea cu numele vostru, băieți. Opa, ce că e aproape. Ce că vine, bro, mamă, să mă bat rapid în dulap. Nu! Na, nu vine să cred. Băieți, singurul pe care pot să fac e... Să mă rog, n-am ce să fac. Bro, unde e? Bro, n-am ce să fac, băieți. Numai să închid ușa. N-am ce să fac altceva. Să mă ascund acolo? Pot să mă ascund acolo? N-am cum, bro, n-am ce să fac, băieții.
M-am prins, bro. Ok, m-am dus, măcar am văzut subsolul, bro. N-avea ce să fac la faza asta, bro. Deci n-avea ce să fac. Bun. Deci vedeți că el e în partea stângă. Acum ar trebui, fii atent, ce trebuie să facem după părerea mea. Deci știu dacă e o idee destul de bună, dar dacă am sta aici așa, m-aș aștepta el să le vedem cum se duce acolo în partea stângă, dar cred că m-ar vedea. Încercăm și chestia asta, băi, încercăm toate tacticile ca să vedem cum vă puteți juca și voi. Deci după cum vedeți, este peste tot asta. Așa că așteptăm, fii atent, să le vedem pe el că se duce în partea aia. Și dacă s-a dus în partea aia, după rapid ne mutăm pe partea dreaptă. Și zic, ne ducem direct acolo. Eu zic că asta e cea mai bună tactică. Acum fiecare cum știe el, știi, zic, ne mai mișcăm așa să nu fim AFK. Să vedem acolo dacă se duce, dacă s-a dus acolo, e mare, mare combinație, știi ce zic? Dacă s-a dus acolo. Așa să se ducă el pe partea dreaptă acum, nu putem să-l ducem pe partea dreaptă pentru că oriunde ne-am duce el ne-a prins, știi ce zic? Adică trebuie să-l aștept să ducem acolo, să așteptăm vreo 30 secunde. Dacă cumva nu se întâmplă ceva, să fie ceva la mijloc, știi ce zic? El se plimbă peste tot prin casă și casa nu e chiar așa de mare. Ați văzut că e camera asta, e holul ăla din față, e subsolul de jos și în dreapta e sufragerea și încă o altă cameră. Adică pe unde merge, trebuie să meargă și el, știi ce zic? Trebuie să-l vezi că se duce în altă, pentru că după poți să dai la ghicit. Ați văzut că era în partea dreaptă. Hai să vedem, bro, când se duce acolo în dăla. Nu știu cum aș putea să-l fac să se ducă acolo. La geniul ăsta m-ați gândit, dar nu știu ce să fac. Am zis că e ceva de o șurubeliță, bro, și toate chestiile astea. Hai să vedem ce face, bro. Chiar sunt curios să-l văd ce face, ce o să facă. Chiar sunt curios să văd ce o să facă. Bun, să zice că nu s-a dus, nu știu ce face. Ori acolo în stânga, ori în dreapta jos, nu știu, bro. Nu știu. Hai să vedem ce face, bro. Dacă frățiorul nostru e acolo în dreapta. Înseamnă că e în dreapta, bro. Încă e în dreapta, bro. Dacă m-ar vedea, ar trebui să mă ascund instant aici, bro. Și ce zic? Poate face trecerea de acolo. Stăm aici și campăm. Dar eu zic că ar trebui totuși să mă duc, bro. Și ce zic? Ar trebui totuși să mă duc, că nu-i combinație. Dacă mor, înseamnă că el e în dreapta întotdeauna și trebuie să fac. O fi că e în stânga acum. Ok. Bun. Deci după cum vedeți, e plin de sânge peste tot, guys. E plin de sânge peste tot, pa bune. Ok. Hai, mă! Bro, ce să-i fac, mă? Bă, stătea acolo. Bă, parcă mă aștepta, bro, să vin acolo. Bă, ce e asta, bro? Bun, două vieți, băieții, două vieți. Grijă mare, deci nu, fiți atenți cum face data. Deci el e în partea dreaptă, stă acolo ca fraierul. Ia să vedem dacă vedeți să facem noi vreo chestie. Dacă tot stă în partea dreaptă ca fraierul, fii atent. Fii atent că pe ăsta îl joc pe degete. Ce să joci pe degete, mă? Acum vine și mă bate. Deci, asta e cam eu sunt cam slab la jocul meu, vă zic sincer, după acum, că nu prea am vreun sens. Hai să vedem dacă cumva acum mai vine încă o dată pe acolo, bro. Să vedeți că o să mai vină, că nu o să mai vină acum. Deci, da, zic că am zis o să ieși din camera, atunci a venit și el. Uite-l, bro. Bagă-te înăuntru, mă. Bagă-te înăuntru. A, mă, am dat să se închidă, bro. De ce nu s-a închis? Și zero vieți left, you die. Am murit, bro. Și am pierdut la propriul meu joc. Băieți, mai nici măcar nu mai merge să apăs nimic, fraților. Ei bine, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Nu știu dacă ați mai văzut pe cineva să piardă la propriul joc. Aveți jocul, încercați, bro, dacă cumva îl terminați, scrieți-mi un comentariu, pentru că mie mi se pare imposibil să-l terminiți. Adică e foarte, foarte greu, nu știu cum merge la întotdeauna după mine. Nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați, eu am fost Marusiam, că ne vedem curând cu episodul nou. Ivan, pa, pa, toți, pa, pa! Salutare tuturor și bine ați venit la Jocuri Creepy Gratis. Bun, fraților, chiar mă de față suntem la primul joc unde, care se numește Interrogation 091, unde noi vom da un test, boys, și trebuie să răspundem cu da sau nu. Ei bine, e băiatul ăsta, Josmit, care o să ne spună niște întrebări. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și eu zic să începem. Deci suntem la interrogatoriu. Hai să apăsăm pe unde, să vedem dacă merge. Bun, deci merge. O să avem niște întrebări, nu știu să urmească să răspunde. Bă, îmi plac așa de mult chestiile astea, gen testele astea, interogatoriile. Acum o să începem interogatoriu. Îți amintești ceva? Mă întreabă. Nu, ce să-mi amintesc? Ești măritat? Mamă, băi, zis, stai, poți să ieși de aici? Mamă, dar uiteți-vă, sunt într-o celulă, dar am făcut ceva, gen m-am uitat acolo pe pagină și nu era niciun backstory, adică să-mi zică ceva. Nu sunt măritat. Trăiești singur? Nu trăiești singur. De ce mă întreabă chestiile astea, boys? Vreau să văd unde ajunge. Trăiești cu familia ta? Da.
Bă, mi-e frică, bă. Interesant. Bă, dar unde vreau să zic? Ai un job, da. Do you sit a lot in your work? Ci că stai foarte mult în munca ta? Nu neapărat. Așa. Hai să vedem. Îți iubești jobul, da. Bă, dar nu înțelegem. Dacă sunt la interogatoriu, cel mai probabil e ceva legat de o infracțiune. Te iubești pe tine? Bă, dar jocul ăsta e cam ciudat. Pe bune, adică interogatoriu ca interogatoriu. Take a break, ci că ia o pauză. Ok. Ok, băieți. Mi-a zis să ia o pauză. Dar cam ciudată pauza asta. Stai puțin să scot asta. Bă, gata cu pauza. Uite acolo sunt două camere care mă filmează. Aulă. Gata, s-a terminat pauza. Bă, ciudat, dar acum îmi face ce? Te simți ok? Da, mă simt bine. Hai să vedem. Am apăsat pe ăla de două ori din greșeală, uai. Vrei să fii bogat? Bă, da, bă, normal că vreau, let's go. Uai. Vrei să ai succes? Da, normal, așa, bă. E ciudat. Chiar vreau să văd unde se ajunge. Te cheamă Marius? Fraților, de unde știe că mă cheamă Marius? Bă, deci nu știu dacă ați văzut, dar... Nu mi-a dat nimic ca să completez. Adică eu am filmat de când am intrat în joc. Bă, din primul moment. Deci puteți să fiți atenți. Aveți jocul în descriere. Deci, bă, nu mi-a dat nimic ca să completez sau ceva de genul. Bă, deci eu am filmat de când am intrat în joc. De unde știe că mă cheamă Marius? Am mai dat eu de aplicații de-astea ciudate. Îi zic, da, mă cheamă Marius. Bă, dar voi ați văzut că... Bă, bune, e singur acum? Da. Deci de unde știe că mă cheamă Marius? Că... Nu m-am... E sigur? Da, sunt sigur. Nu m-am conectat cu niciun cont. Pe bune, gen, nu șere să spui numele sau ceva de genul. Pe bune, gen, nu mi-a zis la început să zic cum mă cheamă sau chestii. Puteți să încercați și voi. Deci la fiecare episod ăsta cu jocuri creepy gratis o să aveți jocuri în descriere. Că pentru asta e seria. Să găsiți și voi jocuri creepy gratis. Da. E ciudat rău de tot. Uitați-vă, am dat SK. Deci dacă dau SK nici măcar nu există un meniu, pe bune. Se aude ceva acolo în stânga, bă. Bă, se aud chestii ciudate. Mamă, ui. Bă, ce fac acum, boys? Boys, ce fac acum? Gata. Acum apare ceva pe ecran. Ne cerem scuze pentru această... O să continuăm interogatoriu. Bă, gata. Băi, ți-a întâmplat acolo să omor oameni? Te simți izolat? Nu. A, e camera asta, bă, da, voiam să zic, da. Mamă. Bă, m-am dat, da, și nici n-am văzut întrebarea. Crezi că treci cu un scop? Mamă, da, astea sunt întrebări de-alea de... Să te întreb dacă... Do you know what you are? Știi ce ești? Sunt un om, teoretic, sper. Do you think you are... Crezi că ești liber în viața ta? Da, bro, nu sunt legat de ea. Ești satisfăcut? Cu jocul ăsta, nu! Foarte rașpa, hai să vedem. Tu încă crezi că ești într-un interogatoriu? Cum adică? Nu. Mulțumesc pentru cooperarea ta. Aulă, mamă, și acum, mamă, bagă gazdă. Bine, bă, fraților, ăla a fost un joc destul de ciudat. Mi s-a părut foarte creepy faptul că îmi știa numele. Adică, în rest, au fost întrebări creepy. Au fost alea când se făcea totul roșu și începea alarma aia. A fost deranjat, nu neapărat creepy. Însă cel mai nașpa lucru a fost că jocul ăla îmi știa numele. Acum, boys, următorul joc și totodată ultimul din acest episod. Nu uitați că mâine o să mai postăm încă o dată. Se numește The Last Shift, adică ultima tură. Într-un fel, tura de noapte de la lucru. Hai să vedem, boys, dacă reușim să supraviețuim ultimei ture de noapte de la lucru. Let's go. Print the report. Deci, din câte am înțeles eu, acum sunt în America și lucrez la ceva firmă de design și sunt pe ultima tură. Vedeți, noapte afară. Adică, nu vedeți, dar vă zic că e noapte afară și acum trebuie să printez ceva. Print the report. Ia, trebuie să apăs aici. Start print. Ok, am început. Și efectiv, boys, ia, remember to stand up. I am tired, I need to take a coffee from the kitchen. Și că sunt obosit, trebuie să mă duc să-mi iau o cafea. Bă, sper să fie totul bine, să nu iau vreun jumpscare sau ceva de genul. Hai să mă duc la bucătărie. Mamă, aici e aia de birouri. De unde e bucătăria, boys? Mamă.
Nu, nu, nu. Aici nu cred că e bucătăria. Bă, ce nu-mi plac jocurile astea când gen pe lângă tine e numai așa întuneric. Opa, aici e biroul alt coleg, hai să nu mă bag. Închidem asta, boys. Nu vrem să fim răi teoretic. Hai să mergem pe aici. Bă, dar acolo cred că sunt birouri. Nu ar trebui să fie bucătăria. Bucătăria trebuie să fie undeva pe aici. Bă, da, shop! De-asta, hai mă. Mamă, de ce s-a deschis ușa așa? Ok, aici iară e o sală. Bă, dar unde mi-e... Unde-i bucătăria, bă? Dă-mă, mă, naiba. Și bucătăria unde? A, aici, cred că e. Ia. Mamă. Aici e baia, ok. Aici cred că iară e baie. Da, aici sunt două băi. Aici trebuie să fie bucătăria, nu? Da, mă, uitați-vă aici e bucătăria, cafeaua, ia uite-o. Bun, și avem aici. Why is this is weird, Alex said the same thing, but it's still here. Ok, I should check if the printing is done. Bun, uite-ți aici și pizza, deci foarte multă mâncare luată acolo. Acum trebuie să mă duc să văd dacă s-a printat chestia aia. Bă, îmi plac jocurile astea, sunt interesante, dar... Ha, uite, a, pot să bag și sprint. Băgăm aici, boi, să nu existe probleme. Mergem aici, închidem situația. Hopa, și s-a terminat asta. Done. Bun. Get out of... Mamă, deci uite să vă ce scrie aici, dacă luați... Să vă uitați că e get out of here exit. Pleacă de aici ieșire. Ok, what is this? Cineva cred că face cateringă de mine. Bă, dar nu pot să-mi beau cafeaua. Cred că cineva face cateringă de mine, boys. Ce fac acum? Hai să mă pun jos la calculator. N-am. Nu prea am ce să fac. Lumea to pick up. Remember to drop. Bun. Hopa. This is too much. I can't let this anymore. Enough. And so I don't see for some reason. Ok, deși că nu mai pot să lucrez aici. Acum trebuie să mă uit în tot ăsta. Deci trebuie să o iau așa încet încet și să-mi dau seama dacă cineva face caterincă de mine. Și vreau băiatul ăsta... Mamă, s-a auzit ceva. Băiatul ăsta a zis că vrea să-și dea demisia. Pentru că nu e plătit destul. Hai să vedem ce scrie aici. A few days ago, I went to my cousin Eric. I should give me a period. Ok, deși că... acum câteva zile am fost la vărul meu Eric și de atunci mi-a dat la o pasiră să dorm și de atunci mă simt foarte, foarte ciudat. Deci s-ar putea ca tot ce se întâmplă acum să fie în capul meu, parcă am auzit pe cineva acolo în stânga. Deci, băi, cred că aici e cineva aici în stânga. Bă, să nu mă mare geam sir. Boys, cum ies de aici? Fraților, cred că aia e singura ieșire. Nu, 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 cred că aici mai e o ieșire. Bă, mai trebuie să fie pe aici o ieșire. Uite asta. What the hell? Bă, s-a oprit curentul. F to use flashlight. Mamă, dă-i, 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 dă-i. Mamă, dacă de... Bă, parcă e cineva care vine după mine din spate. Dă-i, mă, Marius, dă-i, 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 dă-i. Aoleu, mamă, și aici. Bă, dar ce e asta? Deci asta cred că e de la Find the Way Out. Trebuie să plec. Păi și dacă nu plec o să mă moare. Bă, ce-s cu ciudățenile astea, bro? Aoleu! Mamă, pișeama și pel de joc. Stai, ai, doamne. Băieți, să nu vă mai speriați dacă o să se mai întâmple asta odată. Ce mai probabil o să se mai întâmple. Ca așa e jocul ăsta. O să-mi dau căște puțin mai ce vă zic sincer, ca să nu mă capă mie de frică. Mamă. Păi dar stați, undeva pe aici mai era încă o... Too late, prea târziu. Ce că e prea târziu, bă. Bă, m-a prins. Dar asta cred că e de la pastirea pe care mi-a dat-o vărul meu, Eric. Atunci o să mă duc aici, stângă, ia. Hai mă, că nu mi-e frică, naiba, de niște holuri întunecate, boys, că am trecut eu prin... Hai. Dă-i mă acolo. Mamă, iară s-a terminat holul. Uai. Păi și aici cred că sunt blocat acum, definitiv, nu? Bă, da! Nu-i cam lung, bă! Bă, ăsta a fost cam lung. Acum nu mai schimb nimic acolo. Pot să mă duc, ia. Give up, cică. Dă-te bătut! Nu o să mă dau bătut, frățiorul. Give up, niciodată. Nu mă dau bătut niciodată. Hai, lasă-mă în pace, știi, zic. Nu mă dau bătut, boys. Trebuie să termin jocul, neapărat.
Sau măcar pot să-l termin. Mamă, dacă nu pot să-l termin, aoleu. Bă, nu-i bine, uai. Nu-i bine deloc. Mamă, da. Bă, parcă merg într-o parte, e holul scurt și acum parcă este mai lung. Bă, de ce e așa de... Eu, niciodată nu o să ieși de aici. Cum naiba, bă. Mamă, este alb, ia. Aoleo, time to die, timpul să mori. Aoleo!